Marea Britanie, vă spune Liviu Maxim, într-un nou format. În această rubrică puteți urmări știri și evenimente din diaspora creștină, îndeoseb din Marea Britanie, dar și din alte părți, Scandinavia, restul Europei și chiar din Statele Unite. Să începem așadar cu site-ul nostru mareabritanieevanghelica.org, de unde aflăm că fratele Vladimir Pustan a predicat la Biserica Sfânta Treime din Londra în weekendul care a trecut, 12-14 februarie 2016. Puteți să ascultați această predică și la Radio Iisus pentru Toți, dar și pe canalul YouTube. Următoarea știre se referă la Biserica Emmaus din Birmingham, care pregătește câteva evenimente pentru lunile ce vor urma, martie și aprilie. Frații Odniel Bunaciu și Emil Bartoș vor fi partea programului divin din Biserica Emmaus Birmingham. Așadar, programul evenimentelor începe cu lansarea bisericii din Coventry, care este programată pentru 27 februarie 2016. Apoi urmează sărbătoarea bisericii Emmaus din Birmingham, care va sărbători 3 ani de existență, cu invitat special fratele dr. Odniel Bunaciu, care este și președinte al Uniunii Europene Baptiste. 27 martie 2016, serviciu special de Sfintele Paști, urmând ca pe 2 aprilie, tot la Biserica Emmaus din Birmingham, să fie invitat profesor dr. Emil Bartoș. 3 aprilie, de asemenea, la ora 5 seara, serviciu de duminică, serviciu divin cu același invitat, fratele Emil Bartoș. Așadar, o nouă biserică în Marea Britanie, este vorba de orașul Coventry. Aveți adresa bisericii pe site-ul nostru mareabritanieevanghelica.org. Biserica Betania a găzduit întâlnirea dedicată celor 5 ani de existență, de când s-a plantat biserica în estul Londrei. Cu care a fost vizitată de fratele Pavel Riviș Țipei, care a susținut un discurs. Puteți găsi și asculta această predică a fratelui Riviș Țipei și pe Radio Iisus pentru Toți. De asemenea, Biserica Betania vă poate dezvălui și ultima predică din Londra a fratelui Florin Ianovici. Intitulat Prețuri mari pentru lucruri de nimic. Această predică o ascultați și pe Radio Iisus pentru Toți. Suntem în măsură să vă redăm video de la concertul caritabil din Londra, care a avut loc săptămâna trecută, în weekendul trecut, la Wood Green Christian Center. A fost un spectacol minunat, închinat Domnului, care a avut ca rezultat strângerea de fonduri pentru orfanii și văduvele din România. La eveniment au participat Adigliga, Teo Family, Tobi Loba și, ca invitat vorbitor, fratele Jean Chiforianu din Timișoara. Întâlnirea românilor din Huddersfield s-a desfășurat sâmbătă trecută. Sora Georgiana de Dumnezeu a furnizat această informație. De asemenea, această mică biserică se pregătește să ajute la înființarea unei noi biserici în Hull, mai la nord, unde ei se vor deplasa în acest weekend pentru a încerca să omogenizeze acel grup care există deja la Hull și care se va
concretizat ca o biserică evanghelică așa departe de Londra, în nordul Marii Britanii. Și acum vă anunțam, începând din februarie 2016, avem o nouă emisiune la Radio Iisus pentru Toți, ea se intitulează Mărturia Mea. Sunt oameni care își dezvoltă mărturia, cum s-au întors la Hristos, nu vrem altceva decât acel moment special, unic din viața fiecărui om, când s-a hotărât să-și predea viața în mâna Domnului. Colegul meu, Călin Sergiu Varga, este realizatorul acestui emisiuni. Și ori de câte ori vom avea invitați în Londra, le vom cere acest interviu de a-și dezvălui mărturia lor personală despre cum Domnul a schimbat viața și atât. Vladimir Pustan a oficiat botez la Biserica Sfânta Treime din Hendon, în weekendul care a trecut, în 14 februarie, începând cu ora 5, Biserica Sfânta Treime a găzduit un serviciu divin de botez în apă. Alte evenimente din Londra, Biserica Baptistă Speranța și Har, care a sărbătorit 13 ani de la înființare. Cu această ocazie, ei s-au mutat într-o nouă locație. Locația este în Leytonstone, aveți adresa pe site-ul nostru, mariabritaniaevanghelica.org. La eveniment a participat și fratele Jacques Foreanu, așadar a fost o sărbătoare deosebită, cea mai veche biserică baptistă din Londra, 13 ani de existență. Și Biserica Casa Tatălui din Londra a avut ca invitat pe fratele Petrică Huțuțui. Acesta a predicat cuvântul Domnului cu putere în 14 februarie 2016, așadar duminica trecută. Aveți linkul pe mariabritaniaevanghelica.org, precum și un video de la închinarea acestei biserici, Biserica Casa Tatălui, Biserică Nouă, care vă așteaptă la serviciile lor duminicale. Așadar, continuă și în luna februarie protestele îndreptate autorităților norvegene și Barnevernet. Suntem în măsură să vă arătăm și să ascultați la radio nostru proteste care au avut loc în America, la San Francisco, unde 2800 de oameni s-au adunat acolo din toate zona de vest a Americii pentru a protesta și a conștientiza despre acest rău care s-a abătut peste lumea evanghelică din România. Desigur, vă pregătim și alte mesaje. Fratele Cornel Lela a fost prezent la Biserica Betania în săptămâna trecută și am pregătit mesajul pe care l-a susținut dânsul la Biserica Betania, în direct. De asemenea, avem înregistrări de la Biserica Mărețul Har, prin amabilitatea fratelui păstor Raul Pescaru. Să trecem la știrile din afară Marii Britanii. Site-ul știricreștine.ro. Președintele Egiptului a promis restaurarea bisericilor care au fost distruse de flăcări. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru faptul că președintele egiptean, Abdul Fattah al-Sisi, a promis repararea tuturor bisericilor din țară care au fost arse. Președintele al-Sisi a făcut un gest memorabil în cadrul unui serviciu special de Crăciun al Catedralei Sant Marc din capitala Cairo în 6 ianuarie, cerându-și scuze față de comunitatea creștină pentru întârzierea restaurării bisericilor arse. Aceasta a fost cea de-a doua vizită a președintelui al-Sisi la o biserică. Este primul președinte egiptean care face astfel de vizite. Ne-a luat prea mult timp să reparăm și să renovăm bisericile care au fost arse, a spus președintele.
În decursul acestui an toate vor fi reparate. Vă rugăm să primiți scuzele noastre pentru ceea ce s-a întâmplat. Cu voia lui Dumnezeu, la anul pe vremea aceasta, nu va mai fi nicio biserică și nicio casă de adunare a creștinilor care să nu fie reparată, a declarat președintele Egiptului. Așadar, prigoană în statele majoritar musulmane, prigoană împotriva creștinilor, 1 milion de Biblii introduse clandestin într-o singură noapte în China. Casa Cărții a scos, Casa Cărții din Oradea a scos de sub lumină tiparului titlul mult așteptat, proiectul Mărgăritarul, povestea unei misiuni imposibile. O descrie Jackie Pollinger. Această audiție o puteți urmări și la Radio Iisus pentru Toți, prin amabilitatea colegii mele, Doina Bejenaru. În iunie 1981, o barjă enormă s-a strucurat printre navele comuniste de patrulare și a ancorat lângă o plajă din sudul Chinei. Proiectul Mărgăritar este povestea unei operațiuni temerare conduse de fratele David, un fost pușcăreaș în cadrul marinei americane, împreună cu ceilalți 19 membri ai echipajului. Acesta și-a riscat viața pentru a duce Biblii credincioșilor chinezi care tângeau după cuvântul Dumnezeu. Mă scuzați, este vorba de un fost pușcaș. Fratele nostru nu poate să fie pușcăriaș pentru că are frică de Domnul. Revista Time a descris Mărgăritarul drept o misiune cu totul remarcabilă, cea mai amplă operațiune de acest fel din istoria Chinei. Creștinii chinezi îl consideră un punct de cotitură în istoria lor, după 25 de ani de tăcere. În ultimele sale de viață, fratele David i-a împărtășit autorului Paul Hathaway povestea sa. În proiectul Mărgăritar, care îl puteți asculta și la Radio Iisus pentru Toți, se arată cum Dumnezeu a ales un american iubitor de fotbal, un om cu totul obișnuit, pentru a săvârși o lucrare cu totul ieșită din comun. Această poveste este descrisă în interviul realizat cu Vasile Gabrian, directorul editurii Casa Cărții din Oradea, în emisiunea La Ordinea Zilei, pe care o puteți urmări la Radio Iisus pentru Toți. Și avem pregătite următoarele știri. Creștini de la frontiera Camerunului omorâți și terorizați de gruparea nigeriană Boko Haram. Așadar, prigoană severă realizată de grupul satanist Boko Haram. Lupta creștinilor cu musulmani înarmați din Republica Central Africană. O clinică de avort din Florida a fost închisă. Pentecostalii ruși organizează un maraton de rugăciune pentru relații bune cu Ministerul Justiției. Întâlnirea istorică între Papa Francisc și Patriarhul Kiril a făcut apel la unitatea creștinilor. Bunătatea care se numește fiecare an, scrisoare din Madagascar, așadar, fratele Saitiș Marcel ne transmite cu consecvență știri lunare din misiunea dânsului și a familiei dânsului în Madagascar. Puteți să urmăriți aceste detalii pe Radio Iisus pentru Toți. Avem rubrică specială pentru fratele nostru din misionar în Madagascar. Filipine, militanții au ucis 9 creștini în atacurile din ajunul Crăciunului. Sunt știri mai vechi care vin acum în actualitate pentru că sunt din colțurile lumii și anume Filipine. Creștinii îngrădiți în dreptul de sistemul dictatorial al președintelui Lukashenko în Belarus, așadar aproape de România, este prigoană împotriva creștinilor. Să trecem la site-ul creștintotal.ro, o oază de informații creștine, cel mai vizitat site din anul 2015, în lumea evanghelică, bineînțeles. Ultimele postări sunt poveste incredibile, soții din Deș care au adoptat numai puțin de 12 copii. Slavă Domnului, 7 fete și 5 băieți au fost adoptate de familia rusă din Dej.
director la Barney Vernet, suspendat după moartea unei fete de 13 ani, aflată în grija protecția copilului, Barney Vernet. Pe data de 4 februarie, o fetiță de 13 ani, aflată în grija protecției copilului din Sol Ol Fiordane, a fost găsită moartă în pat, în casa părinților surogat. Copila suferea de epilepsie, iar părinții biologici acuză faptul că ea nu ar fi primit ajutorul medical necesar, deși i-au solicitat în mod repetat acest lucru. Puteți citi acest articol pe www.creștintotal.ro. Minutul speranței, oază de speranță pe care Nathanael Costea ne-o dă în fiecare zi din îndepărtata Australie, de la Melbourne. Așadar, această emisiune o puteți urmări și pe Radio Iisus pentru Toți în fiecare zi. Și-a dat demisia directora de la Barney Vernet din Tromsø, unde locuiește familia Nan. Această sursă de știri mai nouă, Norvegia, care ne spune despre Barney Vernet, care începe Dumnezeu să îi zguduie din temelii, o nouă directoare și-a dat demisia chiar în orașul unde locuiește familia Nan. Să ne rugăm în continuare ca acest sistem să fie distrus, să fie pus la pământ prin puterea Domnului. Protest San Francisco, pastor Petru Lascău, de asemenea au fost și alți invitați de pe coasta de vest a Americii. Ei au susținut discursuri în fața consulatului Norvegia din San Francisco. Domnul să lucreze și să asculte această rugăciune a evanghelicilor români de pretutindeni. Și ultimul site pe care îl vom dezvălui astăzi este Newsnet Creștin. Această sursă nouă de informații care se găsește în spațiul românilor Evangheliei se numește Portalul Creștinilor Conectați. Cazul Bodnariu, Marius, Ruth și cei 5 copii împreună pentru 3 ore, așadar 3 ore au fost de ajuns după după 3 luni de la fapta fatidică din 16 noiembrie, când Barney Vernet a hotărât să distrugă această familie, separând copiii în trei familii surogat, în două orașe, la mare depărtare de casă. Pentru acest coșmar, întreaga lume evanghelică română și nu numai, au demarat proteste în toată lumea. Avem opinie științară, Titus Corlățean, de bun simț ar fi ca Alina Mungiu Pipidi să-și ceară scuze. Fostul ministru de externe, Titus Corlățean, unul dintre parlamentarii care s-au aplicat activ în cazul Bodnariu și a făcut demersuri pentru returnarea către familia acestor copii, consideră că politologul Alina Mungiu Pipidi, editorial listă pe site-ul România Curată, a trebuit să-și ceară scuze după ce a afirmat că susținătorii familiei Bodnariu sunt manipulați de ruși. Așadar, neadevăruri care ies în presa din România. Copiii din România sunt cei mai fericiți din lume, pe ce locuri se situează copiii din Norvegia și cât de protejați se simt de familie. Este un articol care este scris pe adevărul.ro, un ziar de mare audiență în România. Așadar, puteți afla de ce românii își îngrijesc copiii mai bine ca multe alte state. Scrisoare misionare, Jolt Noghi din Peru, să ne rugăm pentru toți misionarii care sunt angrenați în activitatea de a duce Evanghelia până la capătul lumii. O știre din Statele Unite, frații de la The Messengers vor susține un concert la Biserica Agapa din Glendale, Arizona, așadar, vineri, 19 februarie, începând cu ora 7 și duminică, 21 februarie, începând cu ora 6 seara, The Messengers vor sluji la Biserica Agape din Glendale, Arizona.
aniversare de 5 ani la Biserica Peniel din Viena, așadar și la Viena sunt biserici de 5 ani de zile. În 18-20 martie 2016, vineri, sâmbătă și duminică vor avea loc 3 servicii divine. Aveți adresa pe creștintotal.ro. Invitați la acest eveniment vor fi pastorii Claudiu Sămărtinian și Aurelian Barbu la Viena, Biserica Peniel. Așadar, această rubrică conține informații îndeosebi din diaspora europeană și Statele Unite, precum și știri evanghelice, persecuții pe care lumea creștină o experimentează în aceste zile, pe care noi le considerăm de pe urmă. Ați urmărit rubrica știri evanghelice. Această emisiune o puteți asculta și înregistrat la Radio Iisus pentru Toți. Urmăriți așadar Radio Iisus pentru Toți și canalul nostru de YouTube Iisus pentru Toți.